Pe traseu, Elena Ionescu și Lola, le știți din sezonul 1 și le știți în etapa cea mai avansată a competiției Survivor la acel moment. Lângă ele era Iancu Sterp. Acum dă lupta cu Jorge. Trebuie să ajungă la fete la 4-0 pentru războinici. 3, 2, 1. În forță, cu musculatura încordată, la 4-0, este în sarcina faimoșilor Jorge și Elena Ionescu să reducă din avantaj. Dacă însă Iancu Sterp și Lola reușesc să facă echipă până la capăt, să transporte apa și apoi să doboare cele 6 elemente, este cazul Lolei, ea este aruncătoarea, atunci războinicii vor învinge la 0 primul joc pentru provizii al sezonului All Stars. Nivel All Stars, energie All Stars, anduranță All Stars. Iată, așa cum spuneam, podiumul primului sezon de Survivor România, luptă acolo Jorge. Trebuie să treacă și o face acum Jorge în acest moment. Prin acest dispozitiv merge mai departe, Lola așteaptă, a parcat și ridică mâna Iancu Sterp, se desprinde Lola. E 4-0 pentru ei, pentru războinici, cele trei găleți așteaptă Elena Ionescu. Trage Jorge, acest ansamblu cu cadru de lemn și roată cilindrică de metal, ridică și Jorge mâna, a căzut acolo Jorge. Să vedem, sper să fie în ordine. Jorge are o accidentare în sezonul precedent, Survivor România. Îl ridică acolo TJ, îl ajută Relu, însă atenția și focusul trebuie să fie cele două fete care luptă în acest moment, Lola și Elena Ionescu. S-au întâlnit în context Survivor, cum spuneam, primul sezon. Acum iată-le luptând pentru un nou punct. Ar fi primul punct al faimoșilor de astăzi dacă îl aduce Elena Ionescu. Ar fi al cincilea punct al războinicilor. Curge apă pe șgheaburi, cele două bile pe flotoare, acele două plutitoare din poliester. Iată-l pe Delea, deoparte îi spune Lolei să nu mai pună multă apă acolo. E foarte important contextul în care cade apa. Curge pe șgheab și la Elena Ionescu și la Lola, cele două bile în culorile consacrate ale triburilor, roșu și albastru. Aleargă Elena Ionescu, face refill cu câte o găleată în parte. Curge apa și la Lola. Lola este hotărâtă să dea replica și spus-o. Lola n-a putut juca în primul joc al acestui sezon. Iată câte o găleată îi strigă Ștefania de pe margine. Ștefania a dus primul punct al zilei în fața lui Ștefi de la faimoși. Iată, curge apa acolo, a căzut bila la Lola în acest moment. Cade bila și la Elena Ionescu, nu e mare diferența între fete. Să vedem cum va compensa acolo Elena Ionescu, dacă o va face. O să vedem imediat puzzle-ul în forma stilizată a unui homar. Elena Ionescu luptă pentru faimoși, Lola pentru războinici, 4-0. Febrilitate, mișcările rapid executate de ambele fete. Se desprinde prima Lola, preia empanadele. Prima Lola și acum, iată, mai are puțin Elena Ionescu, plasează și ea acolo, aruncă Lola. Prima aruncare a Lolei, ratează și cu a doua ratează, dar din a treia prinde un cilindru. O primă piesă doborâtă de Lola, un cilindru, își aruncă în față, iată Elena Ionescu, săculeții pentru a optimiza deplasarea. Ajunge Elena Ionescu, pregătește o prima aruncare, din prima doboară un cilindru. Cel din partea dreaptă este ținta predilectă a faimoșilor. La el țintesc, pe el au dobărât cei mai mulți dintre ei. N-au adus însă niciun punct până acum cei care au evoluat pentru tribul faimoșilor. Este rândul Elenei Ionescu, e ultima șansă în jocul de astăzi pentru faimoși. Jocul este pentru provizii. A aruncat ce a ratat Lola. Fighting chance pentru Elena Ionescu în acest moment. Are o șansă de luptă. Aruncă, ratează. Să vedem ce evoluție de către stânga Elena a ratat. Ambele triburi, aproape în integralitate, sunt pe margine. Maria Lungu este singura care a rămas pe gradenă, în gradenă de fapt, dar susțin toți evoluția fetelor. Toți își doresc victoria la nivelul All Stars. 5 piese în fața Elenei Ionescu, 4 piese în fața Lolei. N-a reușit să fructifice avantajul, Lola ajunsese mai repede. Ratări din partea ambelor fete. Acum mai doboară și Elena Ionescu o piesă. Câte 4 de fiecare am putea asista oare la o primă surpriză a sezonului All Stars. O să vedem. Elena Ionescu a oferit surprize extrem de plăcute pentru tribul ei și pentru ea, finalmente, în primul sezon, este prima câștigătoare a Survivor România.
Elena Ionescu a ridicat trofeul atunci, iată, și a doborât în acest moment un nou cilindru, mai are 3. A ajuns-o și a întrecut-o pe Lola, vine Lola. Energie, forță, lovește puternic, însă în jos, a prins, a lovit marginea, prinde ambele fete. Întâi Lola, apoi Elena, au doborât, dar Elena mai are doar 2, Lola are 3. Ratează fetele. În acest moment au nevoie de un nou refill, de această dată cu empanade. Acest celebru obiect de aruncare de la Survivor, empanada, prin cu nisip își poate modifica centrul de greutate după felul în care arunci. Aruncă și ratează în acest moment, încurajate ambele fete. A ratat Elena Ionescu toată această tranșă, are nevoie de o nouă reîncărcare. Lola are aruncare liberă, aruncă mult înalt, peste, iată, prinde cilindrul din a doua. La câte 2 piese au ajuns fetele, o cutie și un cilindru, însă pe rasteluri diferite. Vine și Elena, a ratat. Poate un pic de focus, mai mult ar ajuta și o să vedem care dintre ele. Elena Ionescu și Lola. Partea istoriei primului sezon de Survivor. Atinge Elena Ionescu acolo această cutie. Care dintre ele va strânge focusul mai puternic? Încă o cutie doborâtă de Elena Ionescu. Și în acest moment, prima campioană Survivor România aduce și primul punct pentru tribul ei, tribul faimoșilor astăzi. 4-1 pentru războinici. Ți-ai arătat educația? Nasol că ți-e frică de mine. Ești obosită.